Păi am început cu blues, foarte vechi, de prin anii 20 și cumva cronologic am urmat un traseu cronologic al muzicii din Statele Unite, de peste acolo 100 de ani, și am migrat de la Delta Blues, Chicago Blues, Early Jazz, Swing, Bebop și standarde și cool jazz și tot melanjul ăsta l-am făcut în concept de duo, de trio, de quartet și eminamente acustic. Cam asta e la ce am ținut noi. Și ați ajuns și în Piatra Neamț. Am revenit în Piatra Neamț. Ați revenit? Am revenit în Piatra Neamț. Am mai cântat de câteva ori chiar. Da. Și la Caiace și în alte câteva locuri. Ne place foarte mult aici. E și greu să nu-ți placă. Prima dată când am venit la Caiace ne-a rămas foarte puternic întipărit în minte. E un spațiu care te inspiră, e un spațiu cu oameni atât de calzi și de faini și ne bucurăm de fiecare dată să venim aici. Ne dorim să facem o tradiție din asta, ne dorim să revenim de câte ori putem. Și cum vi se pare publicul de la Caiace? Publicul îi se pare la fel ca clubul. Adică minunat. N-am cuvinte să descrie. Totul e o comuniune cu natura, e o comuniune cu apa, este totul fluid, e... Ne bucurăm atât de mult să vedem pe toată lumea. E energic, e activ, e entuziasmat, mi se pare mie și noi suntem extrem de entuziasmați de toată lumea.